bucurie vă salutăm în casa Domnului, într-o seară un pic mai posomorâtă datorită vremii, dar cred că noi, indiferent de vreme, putem fi bucuroși. Amin? Amin. Mă tot gândeam dacă am rămas cumva cu ceva urmări în urma COVID-ului. Nu eu, ca națiune, ca biserică. Știți la ce mă gândesc? Că suntem tare distanțați așa unul de celălalt. Și cumva au intrat așa în ADN-ul să nu stăm unul lângă celălalt. Și poate n-ar fi rău, nu bate aerul condiționat, e mai bine, să veniți un pic mai în față. Și ca să vă dăm îndrăzneala asta, ne ridicăm toți, ca să puteți să veniți aici mai în față, să stați un pic mai apropiați, să vă încurajeze frații ușieri, fratele Vasile și ceilalți frați, vă încurajează să veniți un pic mai în față. Și o să vedeți că e mai bine, e mai apropiat, e mai plăcută atmosfera aici în față. Biblia spune să te pregătești, să ai grijă când pășești în casa Domnului și să faci cu atenție. Și până ce vine și Cristi și Beni mai în față, până ce vin și ei și ceilalți, ne pregătim întâi de toate și sufletește. Cerem Domnului o inimă pregătită, o inimă gata de cântare, o inimă pregătită pentru rugăciune. Fiecare dintre noi stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Tine, Domnul meu, sufletul e plin de bucurie, fiindcă m-ai făcut copilul tău, ca să pot trăi o veșnicie. Sunt atât de fericit, să te laud.
ne-ai luat din întuneric, așa am cântat. Și, Doamne, nu doar că ai transformat pentru viața aceasta, fiecare dintre noi ne-ai transformat pentru prezent, dar ne-ai transformat și pentru viitor. Mulțumim, Doamne, că în Tine avem nădejde. Mulțumim, Părinte Ceresc, că pentru veșnicie numele noastre sunt scrise în cartea vieții și ne putem bucura de prezența unui Dumnezeu acum și în veșnicie. Te rog, în seara asta primește cântarea și închinarea noastră. Te rugăm să ne ascunzi rugăciunile și te rugăm să ne vorbești prin Sfântul Tău cuvânt. Glorificat să fii în veci. Amin. Amin. N-ai fi tu de partea noastră, tu ne pare.
ne-am cântat că noi suntem ca o carne așa rătăcitoare pe pământ. Și mă gândeam la cuvintele pe care le-am cântat că sunt adevărate. Dacă stai să te uiți la ce înseamnă trupul uman, nu valorăm mai mult de 100 de lei. Din punct de vedere chimic. Fier găsești într-un cui ruginit, găsești elementele chimice, peste tot apă avem din belșug. Acum depinde și de trup, unui mai mic, unui mai mare, dar pe acolo 100 de lei. Și cu toate astea, în noi Dumnezeu a pus ceva valoros. Dar dacă n-ar fi Dumnezeu, noi, de noi înșine, nu valorăm mare lucru. Din punct de vedere chimic, pare așa de puțin și atât de insignifiant omul. Dar e Dumnezeu care a pus valoare în noi. Și ceea ce dă valoare omului e faptul că noi îl avem pe Dumnezeu, Creatorul nostru, ca Tată, ca răscumpărător. Și în fața Lui ne închinăm. De aceea, conștienți fiind că fără de El nu valorăm nimic, nu suntem nimic, următoarea cântare te invită la o rugăciune. Conștientizezi că trupul tău, ființa ta, e plăpândă și cei care treceți prin încercări de un fel sau de altul, îți dai seama cât de plăpând ești. Dar vine următoarea cântare care te cheamă la rugăciune și îi spune: Doamne, ține-mă în mâna ta. Ține ființa asta plăpândă în mâna ta și când mă ții tu, atunci am biruință. Mai bine să cântăm în duhul rugăciunii următoarea cântare: ține-mă în mâna ta.
Dacă de dimineață am citit psalmul 122, haideți să mergem mai în spate cu un psalm și să citim împreună psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta, cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici lumina noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. De unde îmi va veni ajutorul? Și tendința, prima tendință pe care o avem când avem necazuri, e să ne ridicăm ochii spre autorități, spre cei mai mari decât noi, spre dregătorii, spre înălțimi. Și psalmistul, când trece prin Valea Umbrei Morții, își pune aceeași întrebare. De unde îmi va veni ajutorul? Se zice că zona noastră este protejată, ați văzut ce dezastre naturale se întâmplă astăzi în lume. Se zice că noi suntem mai protejați datorită lanțului muntos cu care suntem înconjurați. Posibil să fie adevărat. Au rolul lor munții aceștia înalți și protejează. Ei protejează de furtuni, de vânturi puternice. Dar chiar și valea de după munte se află în pericol. Orice loc de pe pământ poate fi în pericol. Și atunci, chiar cu toți acești munți, când vine încercarea și ne lovește, ne ridicăm ochii și ne întrebăm și noi, de unde ne vine ajutorul? Ajutorul ne vine nu de la muntele în sine, ci de la Creatorul muntelui, care este Dumnezeu. Ne ridicăm și noi ochii spre cer și îl vedem pe Dumnezeu, Cel ce locuiește pe munte, de acolo ne vine ajutorul. Și nu pot să uit subiectul pe care l-am avut într-una din joi la studiu biblic, când Dumnezeu ne cheamă pe înălțimea muntelui să aibă părtășie și să vedem acolo sus slava Domnului nostru Iisus Hristos. Iată că și în această seară, din nou, Dumnezeu ne cheamă sus pe munte să avem părtășie, acolo pe înălțimea muntelui, să descoperim și să vedem frumusețea Lui, să fim întăriți în credință, să fim întăriți în omul din lăuntru, să primim putere, să primim lumină și cu toate aceste bogății primite aici, sus pe munte, să facem față bătăliei din vale. Știți care este vestea bună? Că Domnul Iisus coboară cu noi în vale. Dacă acum este cu noi aici, sus pe munte, El coboară cu noi în vale și este cu noi în toate zilele vieții noastre. De unde ne vine ajutorul? De la Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, protectorul lui Israel. Haideți să continuăm și în această seară să ne rugăm pentru Israel, pentru pacea Ierusalimului și să-i mulțumim lui Dumnezeu că din nou ne dă aceste momente de har sus pe munte. Să-i mulțumim lui Dumnezeu ori de câte ori ne putem sui împreună pe munte. Sunt momente de mare valoare pentru noi. Și ca răspuns la acest har de care ne face Dumnezeu parte, haideți să ne ridicăm. Și împreună, frați, surori, să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne, că și în această seară ești prezent prin Duhul Sfânt între noi. Îți mulțumim că din nou ne chem la închinare, ne chem să stăm înaintea Ta, indiferent că suntem pe munte sau în vale, indiferent că suntem liniștiți sau sfârșumați. Îți mulțumim că prezența Ta ne dă pace în inimile noastre. Mulțumim că nu dormi, nici nu dormitezi, Tu, Cel care păzești, nu doar pe Israel, păzești lumea întreagă. Tu ții lumea întreagă în mâna Ta și vrem și noi să ne ții pe noi în mâna Ta, Doamne. Avem nevoie de mâna Ta care să ne țină, să ne protejeze, să ne întărească, să ne călăuzească. De aceea venim în această seară să Te căutăm. Lasă-te găsit de fiecare dintre noi. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, că Tu, Creatorul nostru, Creatorul întregului univers, ești Cel ce poate și vizionă. Mulțumesc că Tu ne păzești sufletele. Mulțumesc că din prima zi până în ultima zi doriți să ne fie alături și mulțumesc, Doamne, că ai pregătit un loc în care să fim o veșnicie. Mulțumim, Doamne, că în fiecare zi din viață putem trăi în siguranța și pacea care vine din prezența Ta și din faptul că Tu ești în control, Tu vedești și Tu poți de grijă cu plină Tăi. Slavă Ție, Doamne! Amin! Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule,
Amin. Amin. Te rog din toată inima ta să spun în cerul Domnului de câte ori am ridicat privirea spre tine, ne-ai scos și ne-ai izbăvit din orice încercare. Îți mulțumim că tu îngrijești de copiii tăi, tu îngrijești de biserica de răscumpărare. Te rog să aduci pace în Ierusalim, Doamne, și în aceste lucruri să reușești acest război, acest măcel care este acolo, Doamne, și să ne ajut să ne rugăm și să-i purtăm în rugăciune pe ei care, Doamne. Amin. 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 Doamne, Tată care ești în ceruri, înaintea Ta stăm în vremuri când vedem că diavolul nu-și mai ascunde intențiile ostile față de poporul prin care Tu Te-ai născut, poporul Israel, și ai venit în lume, și față de urmașii Tăi, poporul care s-a născut din Tine, biserica Ta. Și pentru că este agresiv și că răgnește, pentru că știe că mai are puțină vreme, Doamne, dorim să punem acum în mâna Ta poporul Israel. Te rog, Doamne, să păzești cu mâna Ta cea puternică Ierusalimul, poporul Tău prin care ai venit. Mă rog, Doamne, să ajuți să încetezi ostilitățile din partea grupărilor teroriste Hamas și Hezbollah, din partea Iranului. Doamne, sunt lucruri prea mari pentru noi care suntem atât de mici, dar avem un Dumnezeu mare. Te rog să privești cu îndurare. Te rugăm, Doamne. Și pentru că este înconjurat de oști în ceasurile acestea, Doamne, te rog să vii Tu ca izbăvitor al lor. Amen. Să-i protejezi. Sunt familii care au fost rupte, oameni răpiți, oameni morți, nici nu știm ce politică e acolo. Doamne, intervino Tu în numele Tău. Și ajută-ne să ne doară inima pentru poporul Tău. Să nu fim indiferenți față de Israel. De asemenea, Doamne, ne doare inima pentru poporul Tău, biserica, care este sub asediu și asaltat de atâția dușmani. Ne rugăm, Doamne, să ții departe de biserica Ta pe cel rău. Dacă sunt oameni care au fost răpiți de atacurile celui rău, spiritualicește vorbind, adu-i înapoi, Doamne, te rugăm, salvează-i și salvează, Doamne, suflete tot mai multe. Astfel ca biserica Ta să rămână biruitoare în vremuri grele și de încercare. Doamne, păzește-ne de leul acesta care caută să ne înghită. Fă-ne biruitori în fața Lui și numele Tău, pentru că ne-ai dat autoritate în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cerem să aduci pace peste Israel. Cerem să aduci pace în biserica Ta. Cerem să aduci izbăvire, Doamne, pentru cei care sunt departe de Tine acum. Adu-i înapoi și ajută-i să se întoarcă cu fața spre Tine. Doamne, zidește dărâmături.
noastre. Ascultă-ne rugăciunile noastre, căci înaintea ta ne smerim și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Tată Ceresc, cu recunoștință vrem să-ți mulțumim că asculți rugăciunile noastre și iei aminte la strigătul nostru. Și, Doamne, ca mulțumire, aducem ființa noastră pe altarul mulțumirii și te rugăm să primești în continuare închinarea pe care o aducem cu toată inima pentru slava și gloria numelui Tău. Amin. Amin. Ocupați locurile. Mă gândeam ce privilegiat suntem noi că într-o dupămasă frumoasă putem fi unii cu alții și cu Domnul. Când foarte mulți își plâng morții, când alții sunt în chinuri, când alții sunt sub bombe, oare cum ar trebui să fim de mulțumitori? Dăm slavă lui Dumnezeu pentru protecția Lui. Și ceea ce s-a citit din psalmul acesta este valabil pentru noi. El este sprijinul nostru, cel care ne poartă de grijă. Avem ocazia să ne rugăm unii pentru alții și cum obișnuim anul acesta ne rugăm pentru toți cei care au avut ziua de naștere în săptămâna pe care am încheiat-o. Avem un grup de frați și surori, unii nu sunt aici, dar vă spun precis că unii ne urmăresc și ciulesc urechile să audă rugăciunile noastre pentru ei. Schiau Valerica, o cunoașteți,
am vorbit cu marea majoritate, are dorința să ne rugăm ca Dumnezeu să o țină tare. Nu-i ușor în singurătate, nu-i ușor în suferință, dar cu Domnul și cu frații este bine. Sora Barna Maria a fost de dimineață cu noi și s-a bucurat tare mult, dar vârsta înaintată și problemele cu care se confruntă o împiedică de a fi prezentă cu noi. Sora Georgescu este aici, sora Eleonora, veniți în față. Sora Bârlea Maria probabil acum se roagă și cântă și slăvește pe Domnul în lucrarea care o fac la Roșia. Teoșan Sebastian, nu-i numărul de telefon în registru, n-am putut da de el și văd că nu-i nici aici, dar precis ne urmărește, vă spun eu. Avem după aceea doi tineri, Dietrich Ricardo, și v-aș întreba, de când nu l-ați mai văzut pe Ricardo la biserică? E o perioadă. Am stat de vorbă cu el, am spus, măi, te așteptăm, frate Ghiță, lucrezi. Și astăzi lucrează. Este angrenat în multe treburi. Dar i-am spus, măi, pe astea să le faceți, pe celelalte să nu le lăsați de făcute. Spun lucrurile acestea pentru că vrem să ne rugăm pentru persoanele acestea și nu acum, nu acasă, pe la noi. Rod Harald, mulți dintre dumneavoastră nici nu-l cunoașteți. Ce te împiedică să vii la biserică? Frate, fac tot posibilul. Sora Drâmbărean este aici, sora Ilze, veniți în față. Cristia Maria, Poplăcean, Beniamin, Octavian, Doinel. Slavă Domnului, ne bucurăm pentru fratele nostru, ne-am rugat de dimineață, credeam că ajunge, dar el deja e activ. O luat de bună ceea ce a spus fratele Radu, că la 70 de ani, tot așa de puternic, lucrează la Racovița. Și Balteș Flaviu, Domnul să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru persoanele acestea și ne bucurăm pentru cele două sorori care sunt aici cu noi. Și vreau să le provoc. Mă cheamă... Georgescu Eleonora, dorința mea cea mai fierbinte este pentru soțul meu. Atât de mult doresc să moștenim și cerul împreună. Suntem aici pe pământ o vreme, numai noi doi. Și nu pot să înțeleg și nu pot să cred că vom fi despărțiți. Și așa o doresc din toată inima și aduc înaintea Tatălui să lucreze la inima Lui, să-i schimbe El, să primească și el darul mântuirii. Aceasta mi este cea mai mare dorință și arzătoare. Mă numesc Drâmbărean Ilze și mulțumesc Domnului că m-a ocrotit până la o vârstă foarte frumoasă. Îi mulțumesc că în fiecare zi am simțit ajutorul Lui și ocrotirea Lui. Și doresc să mă pregătească pentru întâlnirea cu dânsul, cu Domnul. Amin. Amin. Dumnezeu să vă asculte dorințele. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea două persoane din sală să se roage pentru cele două surori. Dar vă spuneam de dimineață că eu cunosc un bătrânel. Știți, bătrânelii ăștia nu prea aud bine. Așa că rugați-vă tare ca să putem spune și noi amin și rugăciunea noastră în unitate să fie ascultată de Domnul. Ne rugăm. Unii pentru alții.
ca și în seara aceasta să-ți aducem înaintea tronului tău de har și durare pe frate și surorile noastre care și-au sărbătorit ziua de naștere săptămâna trecută. Doamne, mulți dintre ei sunt în suferință trupească sau în singurătate. Te rog să te atingi de sora Steaua Valerica și să o întărești. Amin. Să-i întărești sufletul și trupul. În același timp, mă rog pentru sora Barna Maria și dânsa este în suferință și bătrânețe. Fie mâna ta cea bună peste ea. Amin. Mă rog, Părinte Ceresc, o binecuvintesc pe sora Bărnea Maria în slujirea încredințată împreună cu fratele Cornel. Dă-i putere trupească și duhovnicească să te slujească ca familia, acolo la Roșia și oriunde e chemat. Mulțumim, Doamne, că ne putem ruga și pentru Teușan Sebastian, în tinerețea lui, ca tată și ca soț, binecuvintează cu înțelepciune. Amin. Să-și călăuzească familia pe calea ta. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Amin. Doamne, suntem uimiți de felul în care Tu lucrezi în mijlocul nostru. Suntem uimiți de frumusețea bisericii Tale, în componența căreia sunt tineri, sunt mai puțin tineri, sunt chiar și adolescenți. Îți mulțumim că ne putem ruga unii pentru alții. Și eu te rog pentru Ricardo. Știi problemele cu care se confruntă această familie. Aș dori să-L binecuvintez, Doamne, cu credincioșie și cu statornicie în Tine. Doamne, te rog să-i binecuvintez și soția și fetița. Și problemele cu care se confruntă, la Tine găsesc soluție și te rugăm să le dai. De asemenea, te rugăm pentru Harald. Doamne, de atâta vreme n-am mai venit la biserică. Știu că fiecare are fel de piedici. Dar mă rog, Doamne, fie ca să putem da piedicile la o parte. Aș vrea să te cunoască pe Tine și focul inimii să-l determine în a avea părtășie cu Tine și cu frații. Binecuvântă-L Tu și nu lăsa să se piardă, Doamne. Ne rugăm și pentru sora Cristia Maria. Tu știi problemele dânsei, te rugăm din toate noastre să-i dai sănătate și putere de a fi o mărturie acolo unde se găsește. Și numele Tău să fie glorificat și în viața dânsei. Îți mulțumim și pentru Flaviu, pe care te rugăm să-l binecuvinteze împreună cu soția lui. Aș vrea să fie o familie tânără, model pentru celelalte familii în care Tu să-ți oglindești chipul și lucrarea Ta să se facă și în familia lor. Și nu în ultimul rând, vrem să-ți mulțumim și pentru fratele Poblăceanu. Îți mulțumim pentru vârsta frumoasă la care ai îngăduit să ajungă. Te rugăm mult de tot să-l binecuvintești și în continuare. Să-i dai sănătate fizică și acum la vârsta aceasta, ajută-ne pe noi cei care avem experiență să fim modele pentru cei care ne înconjoară și de asemenea să fim o susținere pentru valul care urmează, Doamne. Și te rugăm în continuare pentru biserica noastră să ne binecuvintezi pe toți. Numele Tău să fie glorificat. Amin. Amin. Ocupați locurile. Sora Eleonora, Dumnezeu să vă binecuvinteze din partea bisericii. O felicitare. Sora Eleonora, Dumnezeu să vă asculte rugăciunile. Vă salutăm cu drag pe toți cei care ați găsit de bine, că în seara asta în mod fizic să fiți la închinare, dar vă salutăm și pe cei care ne urmăriți pe undele internetului. Dumnezeu să vă binecuvinteze deopotrivă. Și vă invit să înțelegem că salutul nu este doar din partea unei persoane, ci împreună găsim de bine să spunem celui de lângă noi, Dumnezeu să te binecuvinteze. Vă invit să o faceți uitându-vă în dreapta, în stânga, în spate, în față, spuneți un cuvânt de bine celui de lângă dumneavoastră. Îngăduiți-ne să mai avem un moment de rugăciune, un moment special pentru o întâlnire specială care va avea loc săptămâna aceasta în care am intrat în biserica noastră. Va fi conferința anuală a tinerilor din Betania, o conferință la care vor participa aproximativ 350, poate chiar 400 de tineri. Majoritatea din Sibiu, dar vin și din Cluj, vin din Pitești, vin din mai multe locuri ale țării. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea zile de cercetare pentru tineri. Amin? Iar cei care vor veni să fie transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Cred că e important să ne rugăm pentru acest eveniment. Alături de acest eveniment aș vrea să ne rugăm și pentru Bombirina. Și ea trece printr-o perioadă de încercare. A trecut printr-o operație, acum este la internat în spital, la Sibiu,
ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de ea. Și mâna cea bună a Domnului și a doctorilor să fie asupra ei. Și așa să ne mai rugăm pentru cineva. Acum, de când a început școala, vin în mijlocul nostru studenți din alte locuri. Dar poate după masă mai puțin tei. Dar vin și elevi din alte locuri. Și aș vrea să-i reperăm să nu se simtă stingheri în mijlocul nostru. Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare toți cei care au venit la studii în Sibiu. Fie la liceu, fie la facultate. Am câțiva aici în partea stângă, dar să văd dacă sunt și alții. Haide să vedem. Uite acolo. Am o rugăminte. Veniți și de la balcon, de la Făgăraș, haideți aici în față. Vrem să ne rugăm pentru voi. Haideți aici în față. Ce har să se roage biserică. Haideți în față. Haideți și voi. Haideți și voi aici. Dacă știați că vă ridic, nu vă mai ridicați, cred că nu. Dar cred că e bine să ne rugăm pentru ei, să-i cunoaștem. Să ne spuneți unde sunteți, hai Făgărașul, haideți repede aici, unii vor, unii nu vor. Dar așa, care îndrăzniți, ce har să se roage o biserică pentru voi și să vă cunoaștem. Și vă mai spun ceva, duminica nu le stric o ciorbă bună. Să-i chemați, să-i chemăm pe la casele noastre. Mi-aduc aminte când eram student în București, tare bine era că duminica ne dădea, nu zic ce ne mai dădea, ce rămânea așa de pe săptămână. Și m-am gândit, măi, ce bine era să mă cheme cineva la masă. În 4 ani de zile, o singură persoană m-a chemat la masă. Știți cine m-a chemat? Un sudanez. Nu a fost român, un sudanez m-a chemat la masă. Și am zis, măi, ce bine ar fi să ne cheme alții și să ne întrebe de sănătate, să ne spună un gând bun. Până vin Făgărașul, eu trag nădejde că vin, am văzut acolo în spate că s-au ascuns. Ziceți-ne numele și de unde sunteți voi. Sunt Duduleanu Liviu, vin din Copăceni, de la Biserica Baptistă din Copăceni și am venit să termin liceu aici în Sibiu, probabil și facultatea. Sunt Nicos, sunt din Copăceni, tot de la Biserica Baptistă de acolo și am venit să termin liceu în Betania. Amin. Bun, numai voi aveți sarul să se roage, ceilalți nu vor să ne rugăm pentru ei, așadar ne rugăm în 3 direcții. Odată, ne rugăm pentru conferința de tineret care va avea loc săptămâna aceasta, Domnul să dea har, să dea izbândă, tinerii să fie mișcați de cuvântul Domnului, transformați de cuvântul Domnului și în rugăciune rog pe fratele Nicu pentru direcția aceasta, pentru lucrarea de conferință, apoi pentru sora Irina Bombi. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ea și să dea vindecare. Și sora Jenny e rugată să roage pentru ea și pentru cei 2 tineri din Copăceni, cine altul decât fratele Beto. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm pentru cele trei direcții. Să
Amin, vei veni să ocupa locurile. Până ce fratele Dani va veni să citească textul studiului biblic de joi, doar câteva anunțuri. Slujirile bisericii le cunoașteți, au fost afișate, le știm deja. Doar anunț că săptămâna aceasta, spuneam, este o conferință specială, rugați-vă pentru ea, conferința aceasta, și în același timp cateheza își desfășoară activitate lunea. Rugați-vă pentru cei care sunt deja la cateheză, așteptăm un nou botez anul acesta, unor oameni care să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Tot săptămâna aceasta va începe și corul de tineret. Dacă ești tânăr, ai inimă bună, te rog la final să iei legătura cu mine. Ne pregătim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, citit de fratele Daniel. Samuel, capitolul 14. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja filistenilor, care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Saul stătea la marginea cetății Gibea, sub rodinul din Migron, și poporul care era cu el era aproape 600 de oameni. Ahia, fiul lui Ahitub, fratele lui Icabod, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul domnului la Silo, purta efodul. Poporul nu știa că Ionatan s-a dus. Întretecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja filistenilor era un pisc de stâncă de o parte și un pisc de stâncă de cealaltă parte. Unul purta numele Boțet și celălalt Sene. Unul dintre aceste piscuri, care este la miază noapte, față în față cu Migmaș, și celălalt la miază zi, față în față cu Geba, Ionatan a zis tânărului care purta armele: vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr, ca și printr-un mare număr. Cel ce ducea armele i-a răspuns: fă tot ce ai în inimă, n-a ascultat decât de simțămintul tău și iată-mă cu tine, gata să te urmezi oriunde. Ei bine, a zis Ionatan, haidem la oamenii aceștia și să ne arătăm lor. Dacă ne vor zice, opriți-vă până vom veni la noi la voi, vom rămâne pe loc și nu ne vom sui la ei. Dar dacă vor zice, suiți-vă la noi, ne vom sui, căci Domnul îi dă în mâinile noastre. Acesta să ne fie semnul. S-au arătat amândoi străjii filistenilor și filistenii au zis: iată că evreii ies din găurile în care s-au ascuns. Și oamenii care erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan și celui ce ducea armele: suiți-vă la noi ca să vă arătăm ceva. Ionatan a zis celui ce ducea armele: suie-te după mine, căci Domnul îi dă în mâinile lui Israel. Și Ionatan s-a suit, ajutându-se cu mâinile și picioarele, și cel ce ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înainte lui Ionatan și cel ce ducea armele arunca moartea în urma lui. În această primă înfrângere, Ionatan și cei ce duceau armele au ucis 20 de oameni, pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. A intrat groaza în tabără, în țară și în tot poporul. Straja și chiar și păzitorii s-au înspăimântat. Țara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu. Străjerii lui Saul, care erau la Gibea lui Beniamin, au văzut că mulțimea se împrăște și fuge în toate părțile. Atunci Saul a zis poporului care era cu el: numărați, vă rog, și vedeți cine a plecat din mijlocul nostru. Au numărat și iată că lipseau Ionatan și cel ce purta armele. Și Saul a zis lui Ahia: adun coace chivotul lui Dumnezeu, căci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. Pe când vorbea Saul cu preotul, zarva în tabăra filistenilor se făcea tot mai mare și Saul a zis preotului: trageți mâna. Apoi Saul și tot poporul care era cu el s-au strâns și au înaintat până la locul luptei și filistenii au întors sabia unii împotriva altora și învălmășala era nespus de mare. Evreii care erau mai dinainte la filisteni și care se suisre cu ei în tabără, de pe unde erau împrăștiați, s-au unit cu izraeliții care erau cu Saul și Ionatan. Toți bărbații lui Israel care se ascunseseră în muntele lui Efraim, aflând că filistenii fugeau, au început să urmărească și ei în bătaie. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a întins până dincolo de Bet-Aven. Amin. De ce citim Scriptura împreună? Din câteva motive. Ne familiarizăm cu textul de joi seara, dar e o direcție clară asumată a bisericii, în sensul în care prețuim Scriptura. Și chiar îmi doresc să cred că nu există
persoane care pun Scriptura undeva deoparte din Biserica Betania și o citesc din când în când. Faptul că citim Scriptura împreună e o valoare prin faptul în care zicem Scriptura trebuie prețuită și citită când? Zilnic. Domnul să ne ajute la aceasta. Niciunul dintre noi nu vom putea fi mai înalt decât viața de rugăciune și de citirea Scripturii în privat. De asta e importantă Scriptura. De fapt și tema conferinței Unbound de tineret va fi legat de Scriptură. Ne dorim să ne întoarcem la Scriptură. În timp ce fratele Bobby laudă pe Dumnezeu cu o cântare cumva prilejuită de tematica de astăzi, ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie. Și anunț încă o dată, așa cum făceam și de dimineață, duminica viitoare vom avea serbarea de mulțumire, iar colecta care se va strânge duminica viitoare va fi destinată pentru lucrarea administrativă a bisericii, spuneam și de dimineață câteva din slujile care au fost făcute și în continuare vor fi făcute. Vom avea o duminică frumoasă de bucurie și de mulțumire duminica viitoare. După ce ne închinăm Domnului prin cântarea fratelui Bobby și darul de bunăvoie, ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Ai și ajutoare, frate Bobby, în cântare, așa că e mai ușoară cântarea. Ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului spus de un frate doctor, fratele doctor Gelu, dar e doctor și de inimi. Știu atât de mulți frați din biserică ce la final tăbărăsc pe fratele Gelu. Fie de o durere, fie de alta. Seara asta ne va duce cuvântul Domnului pe partea spirituală, nu pe partea fizică. Domnul să-l binecuvinteze. O cântare care mi-a răsunat mereu în timpul predicii de dimineață în minte și vreau să o cânt. Este a doua oară când o cânt în fața dumneavoastră de data aceasta cu Ana. E cântarea ei preferată, pe care o știe pe de rost. O cântare plină de speranță. Și sper să vă reamintiți și dumneavoastră. Haideți să o cântăm împreună. Chiar dacă pământul ne e casă, locuim de atâția ani aici. Ce-i găsiți cu inima curată, vor vedea noul Ierusalim. Spre cer noi ne vom înălța, we'll be right back.
Dragii mei, vă invit să ne ridicăm și să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu din Roman, capitolul 14, de la versetul 1. Și o să sărim câteva versete și haideți să urmărim împreună. Roman, capitolul 14, de la versetul 1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. De la versetul 13. Să nu ne mai judecăm unii, dar pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Versetul 22. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se înduiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Și primele două versete din capitolul 15. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din voi să placă aproapele în ce este bine, în vederea zidirii altora. Amin. Dragii mei, haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, mulțumim așa mult pentru libertatea din țară și pentru bogăția cuvântului Tău și pentru privilegiul pe care îl avem de a sta din nou înaintea Lui. Mă rog să ne vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt și să ne ajut să trăim o viață conform cu El. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, le spuneam și la frați că am emoții mai mult decât de obicei, pentru că este un text greu și nu am pretenția că o să acopăr toate lucrurile, nu este timp în seara aceasta. Dar este un mesaj, în primul rând, pentru comunitatea de credincioși, pentru cei care sunt copii al lui Dumnezeu, pentru cei care frecventează o biserică, pentru noi toți, biserica sau familia Betania, dar vreau să invit și pe ceilalți care nu sunt parte de aici, care poate nu au o relație cu Dumnezeu, să mediteze la lucrurile acestea. În contextul acesta vreau să vorbesc câte ceva despre îngăduința creștină, nu toleranța creștină. Noi nu ne tolerăm în biserică. Noi nu stăm pe băncile astea și fierbem și avem păreri diferite, dar ne tolerăm unii pe alții. Și cu tristețe remarc că tot mai mult se întâmplă lucrul acesta. Nu ne îngăduim creștinește, ci ne tolerăm. În epoca informațiilor, în care informația a ajuns la degetul mic, spune Apostolul Pavel Corintenilor, în 1 Corinteni, capitolul 8, cunoștința ce face? Îngânfă. E plin de cunoștință internetul, e plin de cunoștință, avem cărți de teologie, avem de toate, toți avem păreri teologice, toți suntem experți la închinare și cum este o glumă care circulă pe internet, românii sunt buni la toate. Românii știu și ce conține vaccinul, românii știu teologie, românii știu cum ar trebui să arate un păstor îmbrăcat, știu dacă ar trebui să aibă barbă, știu dacă nu, toate le știm. Dar cunoștința, ne avertizează Apostolul Pavel, că îngânfă. Pe când dragostea zidește. Și aș vrea, dragii mei, și mă bucur că nu sunt păstor, sunt un simplu membru al bisericii, care vreau să trag un semnal de alarmă. Noi suntem așezați într-o comunitate de credincioși, ăsta este planul lui Dumnezeu. Să stăm împreună și nu să ne tolerăm.
Dragii mei, din cauza acestor multe cunoștințe și din pricina faptului că în protestantism ni se pune Scriptura în mână, nu este ca în alte confesiuni creștine unde doar autoritatea este preotul, autoritatea este cel de sus. La noi, ce bine că ni s-a pus Scriptura în mână, o putem studia, avem descoperire din partea Duhului Sfânt, dar câteodată mergem prea departe și spunem, asta spune Biblia și așa ar trebui să se facă. Și nu mai lăsăm loc de libertate. Nu mai lăsăm loc de cei slabi în credință. Nu mai lăsăm loc de bebeluși și cei care vin poate în credință mai târziu sau înțeleg mai greu lucrurile. Nu știu de ce Dumnezeu m-a pus în ultimul an în mijlocul la mai multe discuții și lucruri de genul ăsta. Și tot felul de oameni care zic, eu așa trebuie, așa cred că trebuie să se facă. Ba nu așa, eu cred că așa, eu așa înțeleg, Scriptura așa spune clar. Nu e chiar așa de clar. Lucrurile nu sunt așa de negru pe alb, pentru că așa cum știm exegetic și hermeneutic, lucrurile nu întotdeauna se iau literal din Scriptură. De aceea în seara aceasta, în timpul foarte scurt pe care îl avem, vreau să ridic două probleme mari pe care le aduce Apostolul Pavel și vă rog să fiți sensibili, să nu luați greșelile de la mine, ci să luați lucrurile bune și să meditați. Nu cumva, nu în Betania, nu la alții, nu cumva în dreptul dumitale se aplică problemele acestea. Nu cumva te faci vinovat de mai multă dezbinare decât de mai multă unitate. La sfârșitul zilei, Hristos trebuie să fie glorificat. La sfârșitul zilei suntem în aceeași echipă. Și, dragii mei, în epoca aceasta umanistă, în care omul este pe primul loc, despre el e vorba, despre tine, să-ți meargă bine, părerea ta contează, despre tine să se vorbească, părerea ta să fie luată în seamă, s-a ajuns și în biserică conceptul acesta. Și în, când e vorba de închinare, când e vorba de predicare, când e vorba de stat în biserică, când e vorba de îmbrăcăminte, când e vorba de mâncare, există păreri extreme și, atenție, unele sunt chiar bune. Așa cum o să vedem, cum spune Apostolul Pavel, două probleme fundamentale care apar în mijlocul comunităților creștine. Prima mare problemă, Apostolul Pavel începe așa, primiți bine pe cel slab. Și uitați-vă cum apostolul, de fapt, îi pune pe toți cititorii în prisma celor slabi sau celor tari. A celor tari, spune, primiți voi care citiți, primiți bine pe cel slab. Cu alte cuvinte, cititorul e considerat un om tare. Dar nu e așa că toți ne considerăm tari? Nu e așa că toți ne considerăm maturi când citim? Noi nu, niciodată nu spunem, oh, eu sunt cel slab despre care spune aici. Când luăm Biblia și citim, noi credem că suntem mai tari. Și Apostolul Pavel, cu alte cuvinte, vine și spune, dacă ești tare, atunci ai o datorie să-l primești bine pe cel slab. Și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Aici apare disputa. Pe ce apare disputa? Prin faptul că suntem împreună și fratele Radu de multe ori spunea lucrul acesta, suntem împreună pentru că avem același crez. Noi credem că se ajunge în cer doar pe baza credinței în jertfa Domnului Iisus și atât. Noi credem în sola fides, sola Scriptura și toate aceste sola care fac din noi Biserica Betania o comunitate de creștini. Stăm împreună din cauza că avem niște nuclee comune principale. Unde vin certurile? Nu aici. Certurile vin de obicei și dezbinările din lucruri secundare. E voie așa, nu e voie așa. Așa trebuie să se facă, așa și uite așa apar tot felul de discuții în sensul acesta. Dar uitați-vă cum continuă Apostolul Pavel. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețul. Bineînțeles, el face referire la un context în care carnea, o parte mare din carne din timpul acela, era
închinată idolilor și cei care își cumpărau carne trebuiau să se ducă și să cumpere carne care deja fusese închinată idolilor. Și era o problemă de etică și era o problemă de interior și de conștiință. Și nu se puteau atinge de asta și spuneau, nu pot să mănânc asta. Unii aveau libertatea și spuneau, nu am nicio problemă. Ce face apostolul Pavel aici? Identifică două laturi. Pe unii care se cred, am libertatea, și unii care spun, mă feresc de tot ce este rău. Cine este primit înaintea lui Dumnezeu? Aici este cheia interpretării. Ambii sunt primiți. Dacă unul spune, mă feresc de asta pentru că feriți-vă de orice vi se pare rău, el este primit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl primește. Dacă unul socotește că are libertatea să meargă mai departe și cum spune în mai jos un pic, noi știm că nu este niciun idol și Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu adevărat și are libertatea să facă lucrul acesta, atenție, și el are dreptate. Ambii au dreptate, problema când apare? Când unul îl judecă pe celălalt și celălalt îl disprețuiește pe primul. Și uitați-vă cum se întâmplă lucrul acesta. Versetul 3. Cine mănâncă, adică cine are libertatea să facă anumite lucruri, ce face față de cel care n-are libertatea asta? Îl disprețuiește. Deci tu care te crezi sus, te uiți în jos și spui ăla e îngust, ăla e închis la minte, încă n-a înțeles și îl disprețuiești. Uitați-vă de partea cealaltă. Cine nu mănâncă, nu mai spune să nu disprețuiască, ci spune să nu judece. Eu care nu-mi permit unele libertăți, poate fac parte dintr-o biserică mai tradițională, mai veche, în care s-au promovat anumite lucruri și văd credința în a nu lua, a nu face, cum spune în Coloseni, Dumnezeu mă primește. Dar ce fac cu cei mai libertini? Îi judec. Și vedeți cum apar aceste dezbinări și ăsta este un mare pericol. Pentru că fiecare dintre cei doi, atenție, se consideră mai matur. Și cel care se uită de sus în jos și disprețuiește, și cel care judecă, ambii se consideră maturi. Ambii se spun, eu am dreptat pe baza cuvântului lui Dumnezeu, eu nu sunt ca ăla care își permite, eu nu sunt ca ăla care nu își permite. Poate vă uitați la mine și pare că vă uitați la mine un pic ciudat, pentru că la noi, în epoca noastră, nu-i vorba de mâncare. Aici nu vorbim de vegetariani și de carnivori. Ăsta este doar un exemplu pe care apostolul Pavel îl ia în contextul vremii aceleia. Și atenție, ia un exemplu care are implicații spirituale. Dragii mei, apostolul Pavel, de fapt, nu încearcă să spună trebuie să se uniformizeze totul în biserică. Trebuie ca toți să mănânce carne sau, de cealaltă parte, trebuie ca toți să fie vegetarieni. Nu asta încearcă apostolul Pavel aici. Nu vrea să spună, de acum o să se cânte doar cu chitara. De acum încolo, gata cu tobele. Nu asta face apostolul Pavel. El vrea să spună, dacă ai o încredințare, păstrează-o pentru tine, problema când este? Când o faci lege pentru altul. Uitați-vă în Filipeni ce frumos spune, continuă apostolul Pavel, Filipeni 2:2. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire. Și unii interpretează aici, domne, dacă apostolul Pavel a zis să avem o simțire, înseamnă tot să credem la fel. Nu despre asta e vorba. Exegetic vorbind, e vorba despre o direcție, să simțim pentru același lucru înaintarea împărăției, hrănirea membrilor unei biserici și așa mai departe. Să avem o simțire, să avem o dragoste cu toată diferența dintre noi. Să fim un suflet, să fim un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Câteodată, dragii mei, venim cu propunerile noastre nu din dragoste. Nu ca să apară o stare de bine și de armonie în biserică, ci venim ca să ne impunem punctul nostru de vedere. Și uităm
că biserica este comunitatea oamenilor diferiți. Oamenilor care trebuie să gândească mai mult ce vrea cel de lângă mine. Extrapolați toate aceste principii la familie. Și gândiți-vă, dacă eu și soția mea ne-am certat tot timpul și eu vreau să impun anumite lucruri, nu cumva Dumnezeu ne-a pus împreună să țin cont de nevoile ei și ea de ale mele. Și uite așa, niciunul nu este stăpân pe trupul lui, spune Sfânta Scriptură, ci împreună să ne îndreptăm atenția și dragostea unul asupra altuia. Nu așa ar trebui să fie și în familia lărgită? Alte activități din epoca noastră. La noi nu-i vorba de carne și de asta, dar haideți să ne gândim la alte lucruri care au implicații spirituale. Nu vorbim de dat pe bicicletă sau dat pe role. Vorbim, de exemplu, despre stiluri de închinare. Unii vor așa, unii vor așa. Dacă nu facem așa, nu mai vin la biserică. Ați auzit cumva lucrul ăsta? Despre îmbrăcăminte, despre alcool, despre vizualizarea filmelor. Ai voie sau nu ai voie să te uiți la filme? Au o anumită implicație spirituală. Despre mersul la sală. Și poate vi se pare că e o glumă. Am auzit niște creștini care au spus anumite lucruri despre sală, despre ce nespiritual este. Dragii mei, trăim într-o epocă în care ne certăm pe diferențe. Dar versetul 10 spune: dar pentru ce judești tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești, vedeți, aceste două acțiuni care se pot îndrepta una împotriva alteia, de ce comiți tu aceste lucruri? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. De ce să nu-L judecăm? Pentru că nu ești stăpânul Lui. Nu noi suntem stăpânii celorlalți, ci Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este capul bisericii și fiecare dintre noi va da socoteală pentru încredințările pe care le avem. Problema este, dragii mei, atunci când fac încredințarea o lege pentru alții. Încredințarea pe care o ai, citeam în versetul 22, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, uităm că viața creștină este despre alții. Citeam despre William Booth, cel care a înființat Armata Salvării, și la bătrânețe, fiind foarte bolnav, a fost invitat la conferința mondială a adunării la acestei mișcări și a fost invitat să spună care a fost meritul său, ce a făcut, care a fost motivația vieții sale, și el n-a putut să vină și a trimis doar un bilet. A venit în față omul care a vrut să citească biletul și pe biletul acesta scria Others, adică alții. E vorba despre alții întotdeauna. Și asta trebuie să fie motivația fiecărui membru din Biserica lui Hristos. Și vreau să concretizez, asta trebuie să fie motivația fiecăruia din noi din Betania. Dacă venim la biserică ca un burete din acela care caută să tot absoarbă, despre mine e vorba, mi-a plăcut predica, scaunele n-au fost prea confortabile, închinarea nu mi-a plăcut și așa mai departe. Nu suntem pe drumul cel bun. Dar dacă înțeleg că biserica este despre alții, despre aproapele meu, ca el să se simtă bine, atunci țin cont și de părerea lui. Da, câteodată o consider imatură, dar ce fac? O a doua problemă, pe scurt, pentru că deja timpul se scurge. Te uiți la unii creștini și mă uit aici în sala asta și cunosc creștini maturi și creștini de toate vârstele spirituale și cred că e sănătos și e normal să fie oameni de toate vârstele spirituale într-o biserică. Te uiți la ei, vezi că au o relație cu Dumnezeu, vezi că se bucură de viață, dar vezi că prin felul lor de trăire, câteodată, devin o pricină de potignire pentru alții. Ei își văd de viața lor, merg la biserică, dar nu-și dau seama, nu se cercetează, nu se gândesc că s-ar putea ca ceea ce fac ei, acțiunile lor, să-i potignească pe alții. Filipeni 2:4 spune,
fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui și a spune nu doar la foloasele lui. Câteodată ne uităm doar la foloasele noastre. Cum să meargă mie bine, ce muzică să-mi placă mie, dacă socotesc că e bine să mă apuc de băut, mă apuc, nu, așa am înțeles eu, Doamne, că e libertate. E libertate să fac asta. Nu-mi pasă de ce zic alții, asta e înțelegerea mea. Și te vede cineva și îi produce o împiedicare, o șchiopătare. Tot în Filipeni spune versetul 21 din capitolul 2, cei drept, toți umblă după foloasele lor. Umblăm după foloasele noastre prea mult. Biserica lui Hristos nu trebuie să fie ca lumea. Mă duc la servici mâine și asta văd. Văd oameni care pentru propriul lor interes. Păi când calci în biserică trebuie să fie diferit. Oameni care le pasă mai mult de aproapele, de nevoia lui, de părerea lui. Atenție, e sensibilă discuția aici. Nu că ridic părerea lui la rang de autoritate pentru mine. Nu despre asta e vorba. Nu că țin cont în felul în care mă apuc să trăiesc și eu aia. Dar îl las. Îl las în voia lui Dumnezeu, poate îl atenționez într-un anumit cadru, dar caut voia lui Dumnezeu, cum să fac ca să-l atenționez. Nu este loc de individualism în Biserica lui Hristos. Nu e loc de, mie așa îmi place, eu așa vreau, dacă nu merg la altă biserică. Versetul 7 spune clar, în adevăr, niciunul din noi, spune, nu trăiește pentru sine. Așa scrie acolo. Este o realitate sau este ceva de dorit? Niciunul nu trăiește pentru sine și niciunul nu moare pentru sine. Dar de cele mai multe ori, dragii mei, se aduce într-o astfel de discuție, scuza asta, mie așa mi-a descoperit Domnul. Din studiul meu personal înțeleg că la închinare trebuie să fie așa. N-au loc tobele în închinare sau nu știu ce n-are loc sau au loc, de ce nu faceți loc pentru chitară electrică din aia cu fulger? Înțelegeți? Fiecare generație este pasionată de anumite lucruri cu care a trăit și le însușește și vrea să le transmită mai departe cu titlul de lege. Cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Dacă așa am eu libertatea să fac asta, dacă îmi permit, spunea cineva, militam într-un grup de tineri că e bine să fim decenți în îmbrăcăminte, dar să nu fim ultimul răgnet, le spuneam. Pentru că nu asta este comoara noastră. Și cineva îmi spunea, dacă îmi permit asta, de ce nu mă lași? Nu-i vorba de asta. Nu-i vorba de ce-ți permiți sau ce nu-ți permiți. Nu-i vorba că ne măsurăm aici în felul în care ne îmbrăcăm sau în salarii. E vorba de bunăstarea celui de lângă mine. Am plecat cu fetele în oraș și mămica lor le-a pus un pachetel și când stăteau ele în parc, m-am apucat să-l mănânc eu. Și pe de o parte mi-era foame și de cealaltă parte mă durea inima că nu le las nimic. Probleme de părinte. Și deodată mi-am rupt cornul de la gură și l-am împachetat frumos și zic, trebuie să mănânce și ele. Un astfel de gând vrea și Apostolul Pavel să ne motiveze. Da, avem părerile noastre. Da, unele sunt biblice și eu nu vreau să contest în seara aceasta dacă ceva este biblic sau nu este biblic sau vreo părere pe care o aveți nu este... Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că acea părere trebuie să ne ducă la o astfel de motivație, să-l primesc bine pe cel slab. Poate n-a înțeles destul, poate mai are câțiva ani să ajungă la acea înțelegere, să-l ajut. La ce l-ajută pe un om care spune, eu nu vreau să beau alcool, să dau un exemplu, eu nu vreau să beau alcool. Și vine altul care spune, eu am toată libertatea să fac asta. La ce l-ajută că desfac
o sticlă de ceva în fața lui. Îl voi face să zică, o, mi-a descoperit Domnul că sticla aia e ce trebuie. Îl voi întărâta la judecată. Îl voi întărâta la judecată. Și în încheiere, dragii mei, versetul 13. Mai bine judecat să nu faceți nimic, și uitați-vă, aici este un lucru deosebit de interesant. Judecat să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Uitați cum spune în altă traducere mai nouă. Să nu ne mai condamnăm unii pe alții, ci mai bine să concepem și să punem în aplicare metode pentru evitarea situațiilor în care un alt frate ar putea să cadă. Sau să păcătuiască din cauza noastră. De fapt, Apostolul Pavel încearcă să ne avertizeze. Nu-ți folosi libertatea în Hristos pentru a-i pricinui o cădere fratelui tău, cum spune aici, pentru care a murit Domnul Iisus. Și completează Apostolul Pavel versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu trece dincolo de preferințe în închinare, trece dincolo de felul în care noi interpretăm lucrurile. E bine, e bine cu batic, e bine fără, e bine cu cravată la amvonie. Împărăția lui Dumnezeu e mai mult, e relație, e iubire, e sacrificiu de sine. Vă dați seama că poate să existe un scenariu de genul ia foc casa la cineva și altcineva care are o râcă pe el pentru că el nu crede în nu știu ce, ce nu cred eu, să nu mă duc să-l ajut. Să nu mă duc și să pun numărul acolo, pentru că ăsta este, nu vreau să zic nicio direcție teologică. Vă dați seama la ce se poate ajunge? La rupturi din această cauză. Ca și aplicație, dragii mei, pentru aceste două pericole. Pericolul de a disprețui și atunci când decid să fac ceva și am toată libertatea, risc să disprețuiesc pe cei care nu fac. Dacă nu fac, risc să îi judec pe ceilalți. Iar de cealaltă parte, a fi o pricină de potignire. Ca și aplicație pentru acest mesaj, să spunem că ai o înțelegere personală cu privire la un lucru. Un stil de închinare, un fel de trai, un anumit limbaj și așa mai departe, o anumită abordare cu alții. Nu știu, fiecare să ne gândim la acele lucruri secundare. Nu vorbim de imoralitate sexuală, nu vorbim de nimic care este negru pe alb în Sfânta Scriptură. Vorbim de lucruri secundare în care suntem diferiți. Am o înțelegere personală, am ajuns la concluzia în urma ascultării unei predici sau în urma citirii Scripturii sau în urma vizualizării pe internet, nu știu. Sunt câteva lucruri. Condamnă cumva Scriptura în mod explicit, într-un mod direct sau în mod implicit. Nu scrie negru pe alb. Nu scrie, de exemplu, să nu fumezi în Scriptură. Dar deduci din anumite principii scripturale acest lucru. Condamnă cumva Scriptura și poate vei zice nu. Nu, e o problemă de conștiință. Treci mai departe și spui, te condamnă cumva Domnul prin conștiința ta și poate și la filtrul acesta spui, nu, e nicio problemă, conștiința nu. Eu pot să merg mai departe, pot să-mi cumpăr alcool, pot să fac lucrul acesta, dar nu uitați că lucrurile nu se opresc aici, mai trebuie să fie un filtru și filtrul acesta este, Doamne, poate duce acțiunea asta a mea la potignirea fraților? Și încă o dată vreau să menționez o scuză pe care o aduc mulți. Dom'le, nu-i pot mulțumi pe toți. Nu pot eu să țin cont de toți, adică nu pot să fac ceva, mi-închid viața pentru că este unul singur acolo în spate care, da, nu suntem chemați să-i mulțumim pe toți, dar suntem chemați să ținem cont de interesul comun. Suntem chemați să facem un pas în spate în părerile noastre câteodată și să acționăm în dragoste. Versetul 19. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. A cui a noastră? A comunității. Nu zice a ta, ci zice
la zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare, și aș vrea să adaug aici în încheiere, orice lucru care poate duce la dezbinarea bisericii. Să nu nimicești, să nu dărâmi un frate de credință pentru o părere personală secundară peste care se poate trece. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mânca din ele când faptul acesta ajunge pentru alții un prilej de cădere este rău. Da, dragii mei, nu putem ține cont de toți și de toate preferințele tuturor. Nu la asta suntem chemați. Dar suntem chemați să ne uităm la aproapele nostru. Și uitați-vă la fariseul care întreabă: Doamne, cine e aproapele meu? Omul acesta nu înțelegea care e aproapele lui. Și Domnul Iisus îi dă o pildă. Să ținem cont de aproapele nostru, să ținem cont de comunitate, să ținem cont de alții. Eu asta mă rog pentru mine, pentru Biserica Betania, să fim vindecați de individualism. Să fim vindecați de sine, să ne pese doar de sine. Stăm la masa asta pentru că mie așa îmi place. Stăm unde vreți voi și unde vă e mai bine. Ce frumos când ai o astfel de priveliște. Asta denotă maturitate. Asta, cum spune Apostolul Pavel, noi care suntem tari, ești tare? Atunci suntem datori să răbdăm slăbiciunile altora. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Pentru un cuvânt de actualitate pentru zilele noastre. Un cuvânt care trebuie înțeles duhovnicesc, așa cum ne-a fost prezentat în Scriptură. Se spune că un om trecea pe lângă un lac și în lac se afla cineva care se zbătea și de acolo striga: ajutor, salvează-mă! Și omul care era pe marginea lacului se uită la cel care era pe punctul de a se neca și el întreabă: ești creștin? Și cel care se neacă zice: da, sunt. Răspunsul e: slavă Domnului, și eu sunt creștin. Dar continuă dialogul și îl întreabă: da, ești protestant sau din bisericile tradiționale? Și cel care era pe punctul de a se neca spune: sunt din bisericile protestante. Slavă Domnului, și eu sunt din bisericile protestante. Dar un pic mai exact, din ce biserică protestantă ești? Ești baptist, penticostal sau creștin după Evanghelie? Și el zice: sunt baptist. Slavă Domnului, și eu sunt baptist. Dar mai pune o întrebare. Și zice celui care se neacă, dădea acolo în pildă aceasta, în parabolă, dădea din mâini: da, spune-mi, ești premilenist sau amilenist? Și cel care se neacă zice: amilenist. Iar cel care era pe margine spune: eu sunt premilenist, așa că ești eretic, poți să mori în apă, nu te salvez. Care morala? De foarte multe ori ne luptăm lupte care n-ar trebui duse. Și în timp ce vorbea fratele Gelu în mesajul acesta echilibrat al Scripturii, săptămâna trecută chiar la elevi le-am pus o imagine și am întrebat: măi, cum știm ce e adevărat și ce nu e adevărat? Că toată lumea ne certăm că e adevărat și ținem la părerea noastră ca fiind adevărată și maximă. Și da, creștinismul are lucruri adevărate. Trăim în postmodernism în care spune să nu îl jignești pe celălalt să zici ce crezi. Asta e extremă. Dar extrema aia altă, să ajungem să ne luptăm lupte care n-ar trebui duse. Te rog, afișează imaginea. Creștinismul este adevărat. Noi nu avem adevăruri relative. E clar. E un pic mai complicată imaginea, dar poate ne ajută să înțelegem cum facem diferența între ceea ce ne-a învățat fratele Gelu. Să nu intrăm în lupte care nu trebuie duse și să nu judecăm pe alții când n-ar trebui să-i judecăm. Aveți o imagine cu patru ecrane, patru cadrane. În partea dreaptă a dumneavoastră sunt două ecrane, sus și jos. Obiectivitate necesară, pe asta nu negociem în partea de sus. Nu putem negocia să zici închid ochii ca să nu îl judec pe celălalt dacă cineva va spune că Iisus Hristos nu e Dumnezeu. Nu negociem. Biblia spune: cine te găduiește pe Fiul e Duhul Anticristului. Aici nu negociem. La fel, nu putem negocia să spunem că Duhul Sfânt nu-i Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt găsesc în Scriptură că sunt persoane, formează Trinitatea și nu negociem. De dragul de a nu-l judeca pe celălalt, nu voi negocia dogmele. Ce aveți deasupra sus sunt dogme. Astea nu sunt negociabile.
sunt obiectivitate necesară. Da? Sau mântuirea prin Hristos. Nu o să pot spune că mântuirea va fi prin Fecioara Maria. Sau mântuirea va fi prin altcineva. Scriptura spune, în nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer dat un alt nume oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Numele lui Hristos. Astea-s dogmele, nu le negociem. Tot o obiectivitate necesară, dar în partea secundară, este obiectivitatea neesențială. Adică, cineva va avea dreptate, dar nu esențială. Spre exemplu, este atât de esențial să te lupți pe amilenism sau premilenism? Eu sunt amilenist. Am prieteni care sunt premileniști. Dar cred că e o mare greșeală să te lupți pe ceea ce va urma. Să începi să faci tăieri și spânzurări dacă crezi într-o parte sau în altceva. Vă dau un exemplu. M-am întâlnit cu un frate păstor, sau nu neapărat, dacă, nu știu dacă e neapărat păstor acum, și zice, eu am ieșit de la baptiști pentru că în biserica în care eram nu se predica premilenismul. Și m-am zis, prima dată m-am gândit, bine ai făcut, ai plecat. Dar nu i-am zis, Domnul să mă ierte. Dacă pentru asta ne certăm și ne luptăm, greșim. Cineva va avea dreptate. E posibil să aibă dreptate credincioșii care susțin premilenismul. E posibil să aibă dreptate credincioșii care susțin amilenismul. La fel, vârsta pământului. Cât e? 6 miliani? 10 miliani? Cât de mare e pământul? Cât de lung e? Cât de vechi e pământul? Cineva va avea dreptate. Dar se merită să te luți pentru asta? Este neesențial. Nu face parte din dogma. Ei, hai să mergem în partea alaltă, în partea stângă. Aici sunt cele mai multe lupte. Cum zicea fratele Gelu. Nu ne luptăm noi prea mult pe divinitatea lui Hristos. Pentru că toți suntem de acord că Iisus e Dumnezeu și mai ales în creștinism, asta susținem. Dar avem aici două lucruri care Biblia îmi spune că îmi dă posibilitate de a jongla cu ele. De unde știu că îmi dă posibilitate? Pentru că nu este negru pe alb, ci am mai multe păreri și perspective teologice. Spre exemplu, este relativitatea situațională. Sunt credincioși care iau cina Domnului în fiecare duminică. Greșesc? Sunt credincioși care iau cina Domnului o dată pe lună. Greșesc? Păi, cum zice că greșim? Că noi suntem ăștia care luăm o dată pe lună. Da? Adică, situațională. De ce e situațională? Pentru că Biblia nu spune de câte ori s-o iei. Dacă o interpretezi literal, de fiecare dată când se adunau creștini la o cină a Domnului, asta înseamnă că de fiecare dată când mă întâlnesc la liceul creștin cu creștin născut din nou, literal vorbesc, eu trebuie să iau cina. Ori cred că nimeni nu înseamnă lucrul acesta, nu înțelege lucrul acesta. La fel, felul rugăciunii. Situațional, ne rugăm în comun, pe grupe sau pe rând. Și aici fiecare are preferința lui. Da, îmi spune Biblia concret felul rugăciunii, că e pe burtă, că e în genunchi, că e în picioare, că e pe rând, că e toți odată, îmi spune sau îmi dă libertate? Păi am în Scriptură diferite modele de rugăciune și îmi dă libertate. Și atunci este relativitatea acceptată, purtarea baticului. Ai cel puțin 5 interpretări la textul din Corinteni 11 și fiecare are argumente. E pentru că ai diferite argumente, în perspectiva respectivă, este relativitatea acceptată. Și cel mai de jos este relativitatea acceptată când ține de preferințe. Pe asta ne luptăm noi. Felul închinării. Am făcut imaginea asta la liceul creștin, clasa 12, și am întrebat, măi, care cântări ar trebui ascultate? O clasă de aceeași vârstă. Și am găsit oameni care spun Biji de la Bărbulești, și BBSO. Cine are dreptate? Niciunul. Nu. Felul preferințelor, felul în care ne-a creat și tineri de aceeași vârstă. Ca să zici, uite, unui îi place ceva, unui place altceva. Nu vorbesc de cântări care nu îl înalță pe Hristos, care neagă dogmele. Nu vorbesc de cântări care sunt cântate în fire, ci vorbesc de cântări duhovnicești. Sau felul predicării. Sunt oameni care spun că dacă nu ridici tonul, n-ai har. Și cu cât ridici tonul mai sus, mai puternic, ai mai mult har. Și le place asta.
E greșit? Nu cred. Sunt unii care spun, măi, dacă vorbești mai domol, așa, mai liniștit, e mai în regulă, e mai ok. Cine are dreptate aici? Păi suntem diferiți, Dumnezeu ne-a creat diferit, ne-a dat libertate. Apostolul Pavel spune Scriptura că era slab și se pare că nu era cel mai grozav predicator. Și avem câteva argumente, atât în Scriptură cât și faptic, că cineva a dormit la predicile lui. Dar cumva suntem diferiți și la unul îi place mai o predică mai așezată, dacă vrei, din punct de vedere al tonului sau poate al puterii elocvenței. Dar suntem diferiți. Și atunci ceea ce ne-a învățat fratele Gelu foarte bine în seara asta. Uită-te la partea asta unde ne luptăm. Îți dă Dumnezeu libertate în domeniul acesta. Dacă vrea să nu-mi dea libertate, îmi spunea, uite, cum trebuie să cânt, îmi spune exact nota respectivă, îmi spune exact melodia, îmi spune exact felul de instrumente sau lipsă de instrumente. Dar nu-l găsesc asta în Scriptură. Pentru că îmi dă libertate. Problema principală este, și aici echilibru pe care fratele Gero l-a făcut foarte bine, nu negociem dogmele. Dar în domeniul acesta avem libertate, pentru că Scriptura mi-o dă. Și atunci, cum mă raportez la libertate? Înțelept. Mă uit la cel de lângă mine și cum m-a învățat în seara asta fratele Gelu, nu-l judec. N-am voie să-l judec. Pe felul în care, spre exemplu, are înțelegerea legată de purtarea barticului. Ai toată libertatea. Din cele 5 interpretări, dacă tu ai interpretat-o pe partea aceasta și ai conștiința care te îndeamnă lucrul acesta, ai toată libertatea să mergi înainte. Dar dacă din punct de vedere al purtării barticului ai teologic ai ajuns la concluzia că există o altă interpretare și tu înțelegi așa, ai toată libertatea în felul acela. Dar nu negociem partea de obiectivitate necesară în partea dogmelor. Un mesaj bun, frate Gelu, un mesaj provocator, Domnul să ne ajute să-l și aplicăm, înțelept. Și să lucrăm la unitatea bisericii, nu în negocierea dogmelor, dar nu în judecarea preferințelor. Pentru că în preferință suntem diferiți și ce bine e că suntem diferiți. Dacă mă comparați între mine și tatăl meu, suntem total diferiți la teologie. Mie îmi place un fel de cărți, lui îi plac alte cărți. Ale mele le consideră plictisitoare, nu vreau să zic că și eu la fel ale lui. Dar în același timp, cu toate astea, găsim echilibru și putem rămâne împreună. Pentru că nu ne judecăm la preferințe. La dogme suntem una. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm și fratele Binu să încheie cu rugăciune. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că ne-ai chemat pe fiecare să trăim în libertate, fără a face din aceasta o pricină ca să trăim după poftele firii pământești. Am vrea, Doamne, să ne ajut să fim totdeauna conștienți că vom da socoteală înaintea Ta de fiecare cuvânt, de fiecare lucru care l-am făcut. De aceea pune în noi tot mai multă profunzime, tot mai multă stare de maturitate spirituală, acea duhovnicie de care avem așa de mare trebuință, să putem să ne acceptăm unii pe alții în dragoste și să ne ajutăm unii pe alții așa cum ne-ai învățat. Te rugăm să ne păzești de Duhul de judecată și să pui în noi dorința sfântă de a ne pregăti tot mai mult pentru întâlnirea cu Tine. Doamne, am convingerea că atunci când vom sta la tronul Tău de har, de judecată, nu ne vei întreba de mărunțișurile cu care adesea ne frământăm, ci ne vei spune, bine, rob bun și credincios, te rugăm să ne ajuți. Începem o nouă săptămână în care te rugăm să fii ocrotitorul nostru. Te rugăm, Doamne, să te înduri de oamenii din Israel și să le dai pacea Ta. Te rugăm să te înduri de cei din Ucraina și să le dai pacea Ta. Și să dai pace oricărui suflet care te caută pe Tine, poate chiar în seara aceasta, în locul acesta între noi. Sunt oameni care au venit cu dorul să te întâlnească. Doamne, te rugăm să li te descoperi, să-i ajut să te cunoască în mod personal, ca Mântuitorul lor, ca Domnul care îl poți schimba viața. Mulțumim pentru cuvântul de cercetare
și te rugăm să ne dai întotdeauna inimă bună, să primim pe cel slab, să-l ridicăm cu Duhul blândeții și să ne ajuți și pe noi să ne întărim în omul din lăuntru. Ajută-ne, Doamne, să nu dorim a ne considera slabi, ci ajută-ne să ne întărim putere prin Duhul Sfânt. În mâna Ta ne încredințăm pe noi și viețile noastre, familiile noastre și Te rugăm să fii cu noi la despărțire. Numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin.